Să vă arăt gentuțele pentru că le-am primit, sunt adorabile. Acesta este un portofel destul de compact și la portofel avem și o baretă, se poate purta crossbody, îl găsesc foarte, foarte util. Și haideți să vă arăt și înăuntru. Sper să reușesc. Are un compartiment așa și încă unul pentru carduri. Aici are un fermoar. Și aici, imediat, pentru bani. Este super, super, super drăguț și îmi place foarte mult materialul. Este atât de fin și atât de calitativ și foarte bine lucrat. Următoarea este o geantă. Este o geantă tip poștaș. La fel, se poate purta și aceasta crossbody. Este foarte încăpătoare, sincer, în ciuda dimensiunilor. Este foarte, foarte încăpătoare. Îmi place mult și aceasta. Din nou, este foarte bine lucrată. Următoarea geantă este o geantă de cosmetice și mai are două portfarduri înăuntru. Am să vă arăt imediat și celelalte două accesorii. Pe capac are niște elastice, vă puteți pune pensulele sau creioane ce vreți voi. Și mai are două portfarduri în acestea, foarte utile. Este destul de încăpătoare și are și o baretă. Am să vă spun la final cum le puteți primi și voi. Următoarea geantă nu prea intră în cadru. Haideți să văd cum vă pot arăta. Este o geantă de tip Neverfull. Chiar este Neverfull. Are și fermoar și în părți are câte o capsă care se poate deschide și se mărește geanta. Din nou, îmi place foarte mult, o văd foarte utilă pentru facultate, pentru școală, chiar și job, de ce nu? Și ultima geantă din această colecție este o geantă de weekend. Asta este my favorite, cu siguranță o să o păstrez pentru că îmi place la nebunie. Are un fermoar aici și are un fermoar și sus și bineînțeles că ea vine prevăzută și cu o baretă, se poate purta pe umăr, să vă fie mult mai ușor să o duceți. Și acum să vă explic, este simplu. Dacă te înregistrezi la Oriflame ca și consultant și dai o comandă de 300 de lei în prima ta campanie, vei primi portofelul, vi l-am arătat deja. Este un portofel pe care tu îl poți primi cu doar 10 lei de la 99,99. De lei prețul lui real, prețul lui inițial. Bineînțeles că la cei 300 de lei vei avea și 20% discount. Revii în campania următoare cu o comandă de tot de 300 de lei și vei primi geanta de cosmetice pentru doar 15 lei de la 219 lei, 99. Și revii în cea de-a treia campanie, deci atenție, 3 campanii la rând, da? Deci nu trebuie să dați 3 comenzi într-o singură campanie. Și revii în cea de-a treia campanie tot cu o comandă de 300 de lei și primești această geantă minunată cu doar 20 de lei de la 230 de lei. Eu zic că merită să încercați, atenție, la fiecare dintre aceste comenzi veți avea 20% discount. Tocmai am primit comanda Oriflame și voiam să vă arăt întâi cadourile. Am primit acest rucsac, am primit două de fapt, pentru picnic. Am să vi-l arăt imediat, îmi place foarte mult cum arată, e superb, absolut superb, de mult îmi doream unul. Și el înăuntru este de fapt o geantă termoizolantă, este foarte încăpător. Cam așa are tot interiorul. Iar aici avem, imediat am să vă arăt, pentru picnic, pahare, furculițe, cuțite, lingurițe și două farfurii. Este genial și abia aștept să merg la iarbă verde. Apoi mi-am cumpărat eu pentru mine un set Skin Relief pentru că e pe terminate. Unele produse sunt pe terminate și aveam nevoie de unul nou. Cred că v-am tot vorbit despre el și despre despre Brilliance, pardon. Și aici avem așa. Pentru că este în ofertă acest parfum și este absolut genial, sincer. Este 55 de lei și miroase atât de bine, nu vă imaginați cât de frumos miroase. Știu că foarte multe dintre voi îl îndrăgiți. Mi-am luat două. Am primit două parfumuri Amber Elixir Mystery, sunt cadouri. Mostre, pentru că sunt în programul cu mostre. Mi-am făcut abonament, de fapt. Așa, haideți să vedem. Am luat două geluri de duș.
Miros foarte, foarte bine aceste geluri de duș. Au și parfumuri. Sunt perfecte pentru vară, pentru primăvară. Sunt foarte revigorante. Acum, ca și noutate în catalog, au apărut aceste pensule de stippling și evident că mi-am luat, pentru că îmi plac foarte mult genul ăsta de pensule. Și mi-am luat și eu două, e vreo 20 de lei una și aveți și reducere. O cremă Amber Elixir, o cremă de corp, cred că a fost pe comandă, încă una. Pentru că am luat, dar de fapt le lăsăm la sfârșit produsele din colecția, din gama Bound. Acestea iarăși au fost la ofertă, în jur de 6-7 lei. Aceste patch-uri pentru ochi sunt foarte calmante, foarte revigorante și sunt din silicon. Îmi plac foarte mult. Bun, hai să vedem ce mai avem. Am mai multe, încă un parfum cadou. Aceste parfumuri au fost la doar 20 de lei și miroase atât de bine. Nu este un parfum care persistă foarte, foarte mult, însă un 4 ore persistă și la 20. Deci, vă repet, 20 de lei, la care eu am avut și discount. Sincer, acum, întotdeauna e bine să ai ceva de backup pentru cadou, o mică atenție, și mi-am luat 5 pentru mine. Așa, acum, mi-am cumpărat acest spray cu pepene și apă de cocos. Vreau să văd cum miroase. Imediat închid puțin camera. Absolut un deliciu. Deci miroase, oh my god, atât de frumos. E o combinație, nu știu cum să zic. Se simte pepenele, se simte și un pic dulce de la cocos. Super miroase. Îmi place mult mai mult decât cel cu piersică. Cel puțin acum îmi place mult mai mult. Hai să vedem ce mai am aici. O pensulă de la Giordani. Să o deschid dacă pot cu o mână. Ia să vedem. Mi-am luat foarte multe produse din gama Vaughn pentru că mi se par foarte interesante. Deci așa este pensula Giordani. Am luat aceste rimeluri, mai multe am luat, cu 11 lei parcă, pentru că am avut mai multe produse din catalog și la fiecare produs comandat poți lua un rimel cu 11 lei. Mi-am luat măști pentru că au fost la 7 lei, parcă foarte ieftine. Mi-am luat două parfumuri Amber Elixir, de fapt au fost pe comandă acestea și cu cremele, cred. Două Volare, pentru că Volare este la 40 de lei. Volare, dacă nu știți, este identic, dar identic cu Trezor de la Lancome. Deci 100% identice. Bun. Să văd dacă mai am ceva aici. Și aici este un tuș lichid de la Giordani. Imediat să văd dacă mai am ceva, dacă nu să vă arăt produsele din noua gamă. Gata, le-am desfăcut, le-am aranjat aici. Aceasta este noua, o parte din noua colecție Vaughn. În primul rând, pentru că am fost printre primii, nu mai țin minte câți cumpărători, 100 parcă sau câteva sute, am primit această bentiță, cumpărătorii din această colecție. Am primit bentița. Ce voiam să spun, în catalog acum, v-am povestit eu într-un story precedent, este acest roller. Mi se pare, sincer, cel mai calitativ, este atât de greu. Capătul ăsta este foarte, foarte greu. Deci dacă dai cuiva în cap cu chestia asta, îi spargi capul. Mi se pare foarte calitativ. Ia, stați așa să vedem, da. Și abia aștept să-l folosesc. Îl puteți lua cu 60 de lei dacă aveți produse din catalog în valoare de 100 de lei, dar, repet, aveți discount 20%. Bun, haideți să vă arăt ce am cumpărat eu. Am să încep cu această cremă gel super hidratantă. Promite o hidratare intensă de 24 de ore, vine cu pompiță, este sub formă de gel și am să o folosesc și am să revin cu păreri despre ea. După care mi-am luat și această mască, este o mască purificatoare, în special pentru tenul gras. Am să mă mai documentez, dar dacă este pentru tenul gras, nu am să o desfac și am să o ofer cadou. După care am recumpărat acest toner, care miroase absolut super, deci este identic cu cel de la Dior, așa de frumos miroase. Așa, am luat un stick pentru zona contur din jurul ochilor. Este un stick incolor, cel puțin așa se vede pe piele, și oferă o luminozitate aparte zonei conturul ochilor. Sunt curioasă, să vedem acum. Am cumpărat acest unt
pentru curățarea tenului. Dacă știți voi acel balsam în cutiuță, în borcanel, de la Clinique, dacă nu mă înșel, care este super renumit în mediul online, ei bine, acest produs ar vrea să imite ceva de genul acela, cam așa arată textura, și poți lua acest produs cu doar 30 de lei, 29,99, dacă iei oricare alt produs din gama, din colecția Vaunt. Așa că eu am luat două, pentru că am luat mai multe produse, și mi-am mai luat aici, ia să vedem ce am, aici am baza de make-up, care mie mi-a plăcut incredibil de tare în campania trecută. Am luat două. Ea este la 50 de lei. Este absolut superbă, are niște particule aurii și acoperă foarte, foarte bine imperfecțiunile. Prima din stânga este baza. Aici fondul de ten. La fond de ten, din păcate, n-am găsit decât nuanța Warm Ten. Nuanța beige, parcă, sau medium, nu era pe stoc. Iar aici este luciul, despre care încă nu știu ce să spun până nu-l aplic pe buze. E un fel de, nu știu, o combinație, nu e chiar luciu-luciu. Vedeți că e ușor mat. Deci nu știu dacă e tocmai pe placul meu, dar aștept să-l aplic pe buze și să văd. Hai să întind astea. E un fel de BB cream mai intens, un pic spre fond de ten, dar folosit vara, cred că dă un efect wow. Eu l-aș folosi pur și simplu ca fond de ten și nici de cum ca bază, pentru că are un finish foarte bronzy, efectiv de bronzy look. Îmi place la nebunie. Acum, mi-am mai cumpărat un fond de ten. S-a lansat un nou fond de ten din gama The One. Sunt curioasă să vedem ce acoperire are și un luciu. Haideți să le pun pe mână să vedem ce și cum. Baza este wow, fondul de ten are o acoperire foarte bună, chiar foarte bună, oricum el este rezistent, însă nu mi se potrivește nuanța, cel puțin nu acum, poate după ce merg la mare va fi altceva, dar acum nu. Sau poate să-l combin așa, că oricum mie îmi place să fiu mai bronzată. Prima din stânga este baza, aici fondul de ten. La fond de ten, din păcate, n-am găsit decât nuanța Warm Ten, nuanța beige, parcă, sau medium, nu era pe stoc. Iar aici este luciul, despre care încă nu știu ce să spun până nu-l aplic pe buze. E un fel de, nu știu, o combinație, nu e chiar luciu-luciu. Vedeți că e ușor mat. Deci nu știu dacă e tocmai pe placul meu, dar aștept să-l aplic pe buze și să văd. Hai să întind astea. Baza este wow, fondul de ten are o acoperire foarte bună, chiar foarte bună, oricum el este rezistent, însă nu mi se potrivește nuanța, cel puțin nu acum, poate după ce merg la mare va fi altceva, dar acum nu. Sau poate să-l combin așa, că oricum mie îmi place să fiu mai bronzată. Și după cum vedeți, cred că n-a trecut un minut de când m-am dat cu ele, fondul de ten încă a rămas și m-am șters foarte bine, iar rujul, luciul nu se mai ia, deci e din acela care pătrează buzele. Și mi-am mai luat, bineînțeles, cremă cu SPF pentru mâini, nu-mi lipsește, deci este cea mai bună cremă pe care eu am folosit-o vreodată și este foarte bună să o folosiți și când mergeți la unghiuțe. Încă o cremă pentru ten cu SPF 50, încă o cremă pentru mâini. Mi-am luat crema pentru gât și decolteu, este genială, este pentru masaj și vă ține foarte mult, adică nu intră în piele repede, astfel încât cu o bobiță, două bobițe de cremă, vă puteți masa zona de pe gât, gâtul, practic. Așa, încă o cremă pentru mâini. Un elixir, o esență, este foarte bună. Se aplică înaintea serumului și automat și a cremelor. Încă o cremă pentru mâini, v-am zis că mi-am făcut stocul. Am avut comandă de două creme din acestea cu colagen și la fiecare cremă clienta a primit câte o spatulă. Ce mai am aici? O cremă cu liliac, încă o cremă pentru mâini și un gel pentru ten și aici un ulei purificator.